facem o supă de fasole verde. Ne facem o supă de fasole verde, să știți. Așa că mi-a luat acum vreo două zile de mi-a făcut, nici mai știu ce mi-a făcut. Mi-a făcut un sos de la de carne de vită cu piro de cartofi. Și mi-a luat ceapă roșie. Și atunci, acum o să-mi fac o supă de fasole verde cu ceapă roșie. Da, mă? Ne facem o supă de fasole verde cu ceapă roșie. Ne curățăm niște... Asta cum îi zice, niște... Ne tăiem niște ceapă roșie. Cu asta cum îi zice, cu... Trei morcovei, fraților. Trei morcovei. Și după o să vedeți. N-aș pune bătrână muzică că... Ce zic, frate, dacă își pune muzică? Bă, bătrână ăsta e beleavă, frate. Auzi că o zis că... O venit în 90. De acolo de la el. Cu avionul la București. O zis că, pe lângă faptul că o scop gagic, era atâta noapte un dolar. Îți dai sau un dolar. În fine, i-am dat pace. Și o zis că ei erau vreo 4 sau 5. Și o luat în București. Gândiți-vă că în București. O zis că o luat o chirie și plătea 30 de euro, nu, 30 de dolari pe lună. Cauș bravo ăsta. 30 de dolari pe lună. Nebunie, frate. Și de acolo au zis că au mers la Oradea cu trenul. Cu trenul, mă, în Cauș. Și de acolo au avut călăuză de astea care au plătit și care l-au dus cu mașina până la vamă. No, și de acolo pe jos. Vom cum în orice caz știți și voi că în 90 granițele României erau varză atunci, pentru că nu. După aia a început, asta o știu și eu. După aia a început să-și revină, să refacă cum a fost înainte. Acum, hai să fim serioși. Nu? Că odată el un euro la o gagica, e treaba lui. Dacă odată o stat în chirie în București la o casă cu 30 de dolari pe lună, asta deja e exagerat, chiar dacă a fost în 90. În fine, nu. O să văd dacă pot să... Dar mințește, bătrân, te mă mințește. Te mă mințește, bătrân. Te mă mințește. O să văd dacă ăsta, că el a zis că a fost profesor, dar nu mă iau după el. Că știu că mă te mințește. Și am un... Vreau să văd dacă pot să-l combin. Dacă pot să-l combin cumva ca să... Ăsta cum îi zice... să-mi povestească cum a fost pe timpul lor acolo. Mă, fiți atenți aici, că eu v-am mai zis, dar poate voi ați uitat. Ei Ahmadia. Nu zic mai tare că... Mă, oricum cred că vorbea și cu fața sa și nu mă aude. Ahmadia
cum ar veni, nu știu cum să zic. Ahmadia, cum ar veni la noi, să zic, baptiști. Înțelegi? Numai că la noi nu se interziși. La ei, că de-aia ei atunci și-au primit tăți aziluri aici în Germania, pentru faptul că de-aia, bă, tăți caută Germania. Pentru faptul că o rasă de pakistanez care e interzisă acolo la ei. E interzisă. Înțelegi? E interzisă. Și atunci imagine populația aerantă erau puși pe rele. Adică s-au făcut multe crime acolo. Foarte multe crime, multe nenorociri pe ăștia, pe rasa lor. Și atunci ei au fugit. Eu nu am știut de chestia asta. Înțelegi? Eu lucram la pakistanezul ăla, care am lucrat eu înainte cu ziarele, și odată am avut un prieten, nu știu cum, a venit la mine pentru anumite chestii, nu mai țin minte, ceva cu firma, pe ele, să mă ajute niște chestii. Și eu vin la mine, înțelegi, să te-am dicul în partea aerantă. Eu făcut bătrânul ceai, că așa e tradiția lor, când vine la cine. Cum e la noi, când vii la mine să fac o cafea, ei îți face ceai. Ei nu beau cafea. Ei iau niște plicuri extra pentru ceaiuri, care face ceai, și după ce fierbe ceaiul, acolo pune lapte. Așa beau ei. Asta e tradiția lor, n-am de treabă. Dar ăsta nu știe. Nici eu n-am știut ce și cum. O vorbit cu bătrânul pe limba lor, ce-o vorbit pe acolo, Bătrânul a fost foarte galant cu el. Și a doua zi că m-a întins pe ăsta la lucru, o zis la Cătălin, să știi că să nu te superi, dar nu o să mai vii la tine niciodată. Păi de ce, mă, zic? Ce, a fost ceva neregulă acolo? Că bătrânul te-a servit ca pe un domn. Zice, nu, tu nu știi istoria noastră. Păi zic, nu știu, despre ce e vorba. Și atunci am eu zis. Ei au fost interziși. Deci religia lor e interzisă. Și acum, că zice că au fost un popor de trădători. Înțelegi? E așa, consideră că e un popor de trădători. Acum, nu am prea intrat eu în detalii, dar acum am înțeles despre ce vreau să zică, că mi-a explicat ceva cu războaiele lor, bla, 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 că au fost trădați de ei și așa mai departe. Acum, eu asta nu știu. Care știți de chestia asta, chiar mi-ar place să vă ascult părerile. Pentru că eu zic numai ce mi-au zis ei. Și ei nu se suportă între ei. Când am, după aia când am venit la lucru, înțelegi, l-am întrebat cu bătrânul. Mă, bătrâne, zic, uite ce mi-a zis băiatul ăla. Nu o să mai vin aici, că zice că nu. Dar zic, e adevărat, tu ești la Mărbie? Zice, da. Și mi-a zis, nu, bine, ei acuză pe ea, ei acuză pe ăștia și așa mai departe. Au zis că au făcut multe omor multe familii, multe, atunci în timpul ăla, 88, 87, 89, 90, au fost nebunii în țara lor. Noi nu știam că eram pe tipul Ceaușescu. Îți dai seama că n-avem noi de unde să știm ce se întâmplă în alb. Știam numai cine zic ei. Așa că, dacă e așa sau nu, nu știu. Eu oricum îți dai seama că nici eu, nici voi, de exemplu, dacă ați fi în locul meu, n-aveți ce treabă ai tu cu aia, n-ai cu treabă. Bătrânul e un om ok. A, bineînțeles, acum, fiindcă e bătrân, are și el chestiile lui. Ok? E ceva normal.
Că așa stă-ți bătrân. Dar în general e mișto, îi place să glumească. Unde se ia? Eu am văzut, e 4 ani și ceva la el. Deci nu știu dacă e de 4 ani, de 3 ani, cred că, 2 ani jumătate, 3, nici nu știu eu. Trebuie să mă gândesc, cred că din 2021. Atunci când m-am despărțit de Luci. Cam așa, cred că din 2020-2021. Cam așa ceva. O trecut niște ani bun de atunci, îți dai seama că de atunci am stat la bătrână și nu. Nu prea m-am certat cu el, vă spui de. Nu a fost așa niște flori măruri, dar slăuță. Că n-am avut de ce, că eu mă înțeleg bine cu el. Mă înțeleg foarte bine cu el. Așa că, ca să vezi. E belea bătrână, mă, frate, e belea. Dar cam mă manevrează cu internetul. Nu manevrează cu internetul, frate. Nu manevrează cu internetul. Astăzi o fugi la aia. Văd că au luat două pastilete. Așa că... Na, cam asta e. Acum ne facem o... Îmi fac o supă de fasole verde. Îmi fac o supă de fasole verde. Că tot mâncat uscat am mâncat și e momentul să ne facem și o supă de fasole verde. Am avut carne de aia bună, bă, frate, pentru supă de aia cu os, cu alea, cu grăsime, cu alea. Asta e, că s-o stricat, am aruncat-o. Dar am altă carne, nu-i problemă de ea. Tot am mâncat mâncare uscată, știi? Și acum ar fi cazul să mai... Îmi fac și câte o supă. A fost cu bătrâna mai aici la Aldi. Bine, pe jos, frate, că... Eu am găsit un loc de parcare, nu mai mergi de acolo nici, mă... Pe așa și... În 5 minute ești pe jos la Aldi. Nu mă mai mișc de aici și acum mașină, Doamne, feri. Ia sare când am venit de la Bibi, de-abia mi-am găsit parcare. Bă, de-abia mi-am găsit parcare. Așa că acum ne facem o supă de fasole verde. Și o să vedem. Chiar sunt curios să văd acum. Trebuie să văd zilele astea. Trebuie... Mâine, maxim, păi mie trebuie să vină schisoare de la... Asta cum îi zice? De la aștia cu Edeca, care au zis că îmi dă un vult șain de 500 de euro. Nu, chiar îți curios să văd. Că pe YouTube când am intrat pe live asta și am zis și zice așa că e brăjală, că e așa, că pe dincă, așa. Dar nu te poți lua după oamenii de pe YouTube, că știți și voi cum e. Acum o să vedem. Chiar îți curios să văd. Și din vine, mă arăt eu vouă. Da. Acum îmi pregătesc cărnița. Pregătim cărnița, știi, și după aia, eu așa fac, nu știu voi cum faceți, dar eu așa fac. Eu prima dată îmi pregătesc tot, știi, îmi pregătesc tot
ce am e asta, ca să nu după aia. Oricum fasole e gata, tăiate că a fost la congelator, știi? A fost la congelator și tai acum cărnița cu bulețe mici, faine. Înțelegeți? Cum stă treaba? Asta e, frate. Mă gândesc să-mi bag și un pic de usturoi. Mă gândesc, eu nu știu. Am două roșii, roșii care te le-am ținut acolo și no, am văzut astăzi că sunt mai înmoiat un pic. Așa că le-am lăsat și o să-mi pui tii roșii în ăla. Acum le și tai frumos, le pregătesc. Că eu așa fac. Nu știu voi cum faceți. Eu mi le pui, mi le pregătesc. Și... voi cum faceți? Nu faceți așa? Și atunci după aia stau frumos. Aștept să fac asta. Am și niște ardelia fain de chili. După aia curăț frumos masa. Că mie așa îmi place. După asta mie place să las curățenie aici. Bine, când pregătesc tot eu un pic de mizerie, după aia atât o să fie frumos curat aici. Așa. Acum mai aduc o farfurie ca să tai roșiile. Doi ardei de chili, spăl acum, și că una, două și trei. Să vedeți ce supă îmi fac. Ce credeți voi? Că așa mai temă. Așa că acum ne tăiem ardeii. Bă, să vedeți ce faină supă de fasole vreau din fac. Mă, așa am fost acum cu bătun la alt și am uitat să-mi iau niște smântână. Bine, eu smântână nu o pui în supă. O pui după aia când... asta cum îi zice? Când mănânc un pic câte o linguriță de smântână în farfurie. Așa îmi place mie. L-am pățit așa și după aia s-a stricat. Așa. Perfect. Bine, după aia le spăl tot. E bine ce credeți. Așa credeți. Și acum pregătesc roșiile. Înțelegi tu? Dar astea le tai cuburi mici, 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 mici. Ca să se poată executa acolo în ăsta când... înțelegi? Pui și un pic de pastă de roșii, normal, dar după aia o să pui roșiile astea proaspete, cum ar veni. Și să-mi spuneți mie dacă e ok sau nu. Voi ce credeți? Că e ok sau nu? Așa că... uite, acum îmi tai roșiile. O să vedeți, voi o să-mi fac eu... o să vedem când am cheie, când am asta, o să-mi fac, să-mi duc să-mi desfac o beare, fraților. O bag repede un pic la congelator, că așa și lumea nu cred că prin nicio cursă.
să vină în păsară. Sper că nu mă manevrează și iară păsară bătrână cu ăsta, cum îi zice, cu internetul. Știi? Vreau să o muiat un pic. Vedeți? Dar nu mă bine, că le bag aici în asta, cum zice, în supă. Ce văd de aici când fac o supă, ce celălalt n-ați văzut. Acum le pun repede pe foc și astea sunt pregătite, cărniță pregătită. Yes. Și acum, uite, fasole pregătită. Acum, mă scuzați, trebuie să fac curățenie. Ne vedem după aia. Pa, vă pup!